Acțiunea revendicativă a grefierilor și a personalului auxiliar de specialitate din instanțele de judecată din Neamț continuă pe termen nedeterminat și capătă o mai mare amploare pentru că s-au raliat și judecătorii. La judecătoria Piatra Neamț, în fiecare zi lucrătoare, în intervalul oral 10-11, grefierii sunt pe treptele instanței pentru a-și exprima nemulțumirea, iar în restul programului de lucru participă doar la cauzele urgente, între care cele cu arestați, cele care sunt în pericol de prescriere, precum și cele în care sunt implicați minori. La data de 11 decembrie 2023 a avut loc adunarea generală a judecătorilor din cadrul judecătoriei Piatra Neamț, în urma căreia s-a adoptat hotărârea numărul 10, prin care s-a hotărât adoptarea unei forme de protest din partea judecătorilor cu privire la neplata salariilor restante, inclusiv cele din actele administrative care au fost emise pe parcursul anului 2023. De asemenea, s-a hotărât susținerea protestelor grefierilor din cadrul judecătoriei Piatra Neamț, care are ca obiect aceleași nemulțumiri generalizate la sistemul judiciar din România, respectiv neplata salariilor, inclusiv cele care rezultă din hotărâri judecătorești. Protestul este stabilit pe perioadă nedeterminată și urmează să se judece doar cauzele urgente, cele care au fost deja comunicate și care sunt publicate pe pagina de internet. Colectivul grefierilor de la judecătoria Piatra Neamț își continuă protestul, demarat spontan de vineri și continuat ieri, 11, pe o perioadă nedeterminată, până când situația noastră salarială se rezolvă, până când guvernanții se gândesc să ne aloce fondurile necesare pentru plata drepturilor salariale restante și pentru plata salariului cuvenit. Bineînțeles că nu-mi place. Bineînțeles că nu-mi place. Dar ce să facem? Asta e situația. Am văzut și eu pe Facebook o postat cineva de aseară, de-a altă seară, de nu știu când. Într-adevăr, un pic mai în spate, probabil locatarii de la bloc s-au ocupat. Dar aici nu aparține din nimeni și uitați cum este. Profesorii vor avea salariile majorate cu 20% anul viitor, dar în două tranșe. Prima creștere va intra în vigoare de la 1 ianuarie. Premierul Marcel Ciolacu a anunțat aseară într-o emisiune la Digi24 că a ajuns la o înțelegere cu sindicatele din educație. Eu cred că am închis lucrurile în linii mari. Am fost și cu doamna ministră a educației. Va fi un buget record pentru educație, respectiv 4,1% din PIB. Ce mă bucură foarte mult că am acoperit toate palierele. În ceea ce privește salariile profesorilor, ne-am ținut promisiunea, au înțeles și dânsii exact marjele în care ne putem încadra. Adică 13? Oricum este un salt spectaculos. Acum va rămâne reforma și cerințele noastre, ale părinților, în ceea ce privește educația. Am o întrebare și referitoare la felul în care se prezintă copiii noștri. Dar înainte, 13% în ianuarie, 7% la sfârșitul lunii iulie. Sunt de acord profesorii cu aceste majorări? Urmează să închidem cu sindicatele. Nu știu dacă dânșii au anunțat public, dar am ajuns la o Asta e varianta pe care înțelegere. Ați propus-o? 13 nu, și 7? Este mai devreme ca să prindem concediile. Deci, adică nu la sfârșit de iulie, ci la sfârșit de iunie. Propunerea ar fi la începutul lunii iunie. Okay, ceea ce este foarte corect. Adică în momentul acesta este Când totul echilibrat.
Din punctul meu de vedere, e o ofertă cât se poate de respectoasă față de categoria pe care o reprezintă, cât se poate de corectă în acest moment, ținând cont de salarizarea foarte joasă pe care o aveau. Și în momentul acesta, cu adevărat, pornește o reformă în sistemul de învățământ. Premierul a readus în discuție și ideea criteriilor de performanță pentru profesorii, dar astfel de măsuri nu ar trebui aplicate unitar, a mai spus Marcel Ciolacu. Eu nu cred în lucrurile și abordările paușale. Pentru toată lumea să fie la fel. Sunt profesori care au zeci de olimpici, sunt profesori care au dat titularizarea și au luat 2 și 3. Adică trebuie venit în sistem cu ceva care să putem cere mai mult. În momentul acesta, eu ca și reprezentant al statului român, nu ca și premier, statul român și-a făcut datoria față de profesori. Am venit cu o lege nouă, totul e perfectibil, am venit pe toate componentele, cele mai mari investiții în infrastructură după autostrăzi le-am prins în sistemul de educație. Cu adevărat, nu vom avea de-a doua zi performanță. E ca la sport. A durat câțiva ani. Dar este o nouă abordare și o abordare serioasă. Alocării substanțiale în proiectul bugetului de anul viitor pentru educație, sănătate și investiții. Președintele PNL Nicolae Ciucă a subliniat că au fost cuprinse sumele necesare și pentru majorarea salariilor profesorilor. Liniile principale de buget asigură continuarea investițiilor pentru modernizarea României și în felul acesta este asigurat un procent de 7,3% din produsul intern brut pentru tot ceea ce înseamnă investiții. De asemenea, pentru Ministerul Educației este asigurată o creștere de aproximativ 61% a bugetului practic în valoare nominală de la 35 de miliarde la 57 de miliarde de lei, ceea ce asigură sumele necesare pentru creșterea salariilor personalului didactic și nedidactic din Ministerul Educației, precum și începerea punerii în aplicare a legilor educației. De asemenea, la Ministerul Dezvoltării pentru continuarea derulării programelor de dezvoltare la nivelul autorităților locale este asigurată o creștere a bugetului cu 59% în valoare nominală de la 8 miliarde la 13 miliarde de lei. La nivelul Ministerului Sănătății și a Casei de Sănătate, de asemenea, au fost asigurate bugetele necesare pentru asigurarea serviciilor medicale, crescând la nivelul casei cu aproximativ 3 miliarde de lei, ceea ce înseamnă că bugetul Casei de Sănătate va ajunge la aproximativ 62-63 de miliarde de lei, iar la nivelul Ministerului Sănătății la 17 miliarde de lei, deci în total la nivelul structurilor de sănătate aproximativ 80 de miliarde de lei. Totodată, Nicolae Ciucă a dat asigurări că au fost alocate și peste 200 de miliarde de lei fondurile necesare pentru noua lege a pensiilor, care va veni cu două majorări în ianuarie și septembrie. La nivelul Ministerului Muncii au fost asigurate sumele necesare și bugetul pentru pensii este asigurat, astfel valoarea nominală a întregului pachet, a întregii anvelope este de aproximativ 212 miliarde de lei. Sunt asigurați banii necesari să poată să asigure indexarea cu valoarea inflației de la 1 ianuarie și intrarea în aplicare a noii legii a pensiilor începând cu
1 septembrie. Liderul liberalilor a adăugat că toate majorările vor putea fi acoperite atât din creșterea veniturilor la bugetul de stat, prin gestionarea mai eficientă a cheltuielilor, cât și prin pachetul de măsuri fiscal-bugetare care va intra în vigoare de la 1 ianuarie. Sunt măsuri care, sigur, vin din creșterea veniturilor la bugetul de stat și domnul ministru ne-a prezentat că există o creștere a veniturilor cu aproximativ 2%. În plus față de acestea, există un pachet de măsuri pentru creșterea colectării și reducerea evaziunii fiscale, astfel încât din toate aceste măsuri luate la nivelul Ministerului, există proiecțiile necesare să putem să acoperim creșterile bugetare. Sunt elementele care țin de digitalizarea ANAF, operaționalizarea sigiliului electronic, declararea intrărilor de mărfuri în țară, plus creșterea, de fapt este un proiect de lege care asigură înăsprirea pedepselor pentru cei care fac evaziune fiscală. Urmează acum analiza și aprobarea proiectului de buget în guvern și ulterior adoptarea acestuia în Parlament până pe 22 decembrie. Procurorii anticorupție au descins în această dimineață și în sediul Ministerului de Finanțe au fost ridicate mai multe documente din biroul secretarului general adjunct al instituției, Ioan Cristian Purice. Mai mult, biroul său a fost sigilat. Percheziții DNA la administrația spitalelor din București într-un nou dosar de luare de mită. Procurorii anticorupție au ridicat în această dimineață documente și de la spitalele Colțea și Sfântul Luca, anunță surse citate de presă. Ar fi vorba despre un contract de achiziție publică pentru implementarea unor servicii IT. Recent, fostul director adjunct al administrației, Cristian Plută, a fost trimis în judecată de DNA pentru luare de mită. Acesta ar fi luat mită 20.000 de euro de la George Cristescu pentru a-l numi la șefia unității medicale. ASSMB are în administrare 19 spitale din București și se află în subordinea primăriei capitalei. Polițiștii continuă protestele a doua zi la rând. Sindicaliștii vor picheta Ministerul Finanțelor. Aceștia reclamă salariile mici din sistem și cer actualizarea normelor de hrană, de echipare, sporurilor, dar și a compensației pentru chirie. Sindicaliștii cer și modernizarea statutului polițistului, dar vor să primească și dreptul la grevă. În caz contrar, reprezentanții polițiștilor amenință că vor boicota alegerile de anul viitor. Șoferii prinși băuții sau drogații la volan riscă să rămână fără permis timp de 10 ani. Proiectul de lege a fost inițiat de social-democratul Robert Kazanciuk și a trecut de Senat. Camera Deputaților este decizională. Kazanciuk este și inițiatorul legii Anastasia, care prevede direct închisoare pentru cei prinși la volan fără permis. România și Republica Moldova vor colabora pentru dezvoltarea unor proiecte de infrastructură în domeniul energiei. Un memorandum a fost semnat între cele două guverne. Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a subliniat că România va continua să susțină Republica Moldova, inclusiv în elaborarea unor programe prin care să atragă investiții. Dacă uităm la geneza comunității europene, vedem că ea a plecat de la Uniunea Cărbunelui și a Oțelului. Deci cărbunele, sursă de energie. De asta proiectul european a recunoscut de la bun început că pentru a avea o dezvoltare integrată, mai bună a tuturor statelor membre, trebuie integrată această piață a energiei. Și cu adevărat aveți în România un sprijin necondiționat, permanent, atât din perspectiva armonizării legislației și în zona sectorului energetic, legislație destul de complexă, pentru că sunt întotdeauna subiecte noi, hidrogen, stocare, echilibrare și așa mai departe. Chiar la nivel european vorbim de directiva RED 3, acum trebuie să o transpunem și noi și ne-am propus un termen ambițios de jumătatea anului viitor pentru transpunere. Deci aveți avantajul de a parcurge un drum pe care noi l-am parcurs, am mai făcut și greșeli,
dar dumneavoastră le puteți evita mult mai ușor. Și dincolo de partea de reglementare, vă putem ajuta să gândiți programe de investiții. Deci noi în momentul ăsta în Ministerul Energiei gestionăm investiții de 18 miliarde de euro. Asta înseamnă apartenența la Uniunea Europeană. Avem PNRR 1,6 miliarde și diferența până la 18 din fondul pentru modernizare. Și vă dau un exemplu. Avem o schemă de susținere a investiției, a investițiilor în energie solară și eoliană de 460 de milioane de euro. Deci noi toată experiența asta vă punem la dispoziție pentru că dincolo de a vă armoniza din perspectiva reglementărilor, veți avea nevoie de a consolida această capacitate administrativă a ministerilor ca să puteți absorbi toate aceste miliarde de euro care vor fi puse la dispoziția Republicii Moldova. Și dacă și noi în primele cicluri de finanțare, 2007-2013, 2014-2020, am avut unele probleme, deja acum suntem cu rată de absorpție de 95-96-97%. Și dumneavoastră puteți să fiți de la început, învățând din pașii pe care România deja i-a parcurs. La rândul său, ministrul energiei de la Chișinău, Victor Parlicov, a declarat că semnarea memorandumului va da siguranță cetățenilor din Republica Moldova că nu vor mai putea fi șantajați cu oprirea energiei. Acesta este doar un început, pentru că dincolo de curgerea electronelor, contează și cum se face, care sunt condițiile, care sunt cerințele, care sunt regulile pentru ca să se poată face comerț cu energie. Că acest lucru să nu mai poată fi operaționalizat ca șantaj, să fie o piață comună care dă siguranță tuturor participanților la piață, atât a furnizorilor cât și a consumatorilor. Și anume acest lucru face parte, pe asta ne focusăm când semnăm acest memorandum. Noi interconexiuni care să ne permită o funcționare stabilă, indiferent de, spunem, voința prietenilor noștri din Est, și doi, de piață, crearea condițiilor de piață și unui operator de piață care să funcționeze și ulterior, într-un mod foarte natural, facil, să facă cuplarea piețelor, adică să facem parte dintr-o piață energetică comună cu România. Or, sigur că este un drum, este o cale care mai, o mai avem de parcurs, deci nu suntem decât la începutul acestui drum. Dar este o deschidere fără precedent de ambele maluri ale Prutului și suntem absolut siguri și determinați că această cuplare a piețelor și această integrare a Republicii Moldova în piața energetică europeană să se producă mai repede decât chiar aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Nu este doar o formalitate, este în primul rând o consfințire sau materializare a angajamentului politic de ambele părți de a continua colaborarea pentru consolidarea securității alimentării atât a Republicii Moldova și cuplării eventual a pieței Republicii Moldova cu piața românească de energie electrică. Noi ne dorim să mergem în Uniunea Europeană, dar să facem parte din piața comună europeană chiar înainte de a ajunge membrii a Uniunii Europene. Toate eforturile noastre pe care le facem inclusiv pe această, prin acest memorandum sunt orientate anume spre accelerarea procesului și pentru a deveni piață, pentru a deveni parte din piața energetică europeană prin România înainte de a deveni formal membru a țară membru a Uniunii Europene. Vreau să mulțumesc României. Vreau să vă mulțumesc pentru absolut sprijin necondiționat pe care România îl are față de Republica Moldova pe toate dimensiunile. Acest sprijin îl simțim, îl apreciem. România este principalul partener și principalul avocat al Republicii Moldova pe calea de integrare în Uniunea Europeană.
Dinamo a 5-a înfrângere la rând în Liga 1. Universitatea Cluj s-a impus în meciul de aseară cu 1-0 și a urcat pe locul 5, loc de play-off. Dinamo rămâne la coada clasamentului pe locul 15. Tot ieri, FCU Craiova a câștigat cu 2-0 meciul cu Botoșani. Etapa 19-a se încheie astăzi. Oțelul Galați primește vizita celor de la Sepsi de la ora 17. Ultima etapă din grupele Champions League începe astăzi. În grupa A, Manchester United are nevoie de victorie împotriva celor de la Bayern deja calificați pentru a mai spera la optimii. Englezii depind și de rezultatul din celălalt meci al grupei, Copenhaga-Galatasaray. Și în grupa C, calificarea încă se joacă. Napoli are nevoie de cel puțin o remiză cu Braga pentru a merge mai departe în primăvară. Partidele sunt programate de la ora 22. Primele meciuri sunt însă de la 19:45, Lenso întâlnește pe Sevilla, iar PSV pe Arsenal. Cod galben de ploi însemnate cantitativ emis de ANM pentru nordul și vestul țării. Sunt vizate județele din Banat, Crișana, Maramureș, vestul și nordul Transilvaniei, dar și Carpații Occidentali și parțial Orientalii și Meridionalii. De mâine, de la ora 2 și până joi la ora 10, vor fi ploi torențiale. Izolat, cantitățile de apă pot depăși 50 de litri pe metru pătrat, iar la munte, la peste 1500 de metri altitudine, vor fi precipitații mixte. Vremea se încălzește astăzi, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 5 și chiar 14 grade Celsius în zona Olteniei. Cerul va fi acoperit însă în majoritatea regiunilor, iar în jumătatea nordică a țării va ploua. În capitală, cerul va fi mai mult acoperit astăzi, iar temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 10-11 grade Celsius.